Un bărbat de 37 de ani din Târgu s-a răsturnat cu mașina în șanțul de pe marginea drumului, în timp ce încerca să urmărească o ambulanță. În autospecială se afla socrul șoferului, iar conducătorul auto încerca să ajungă și el la unitatea medicală pentru a vedea ce se întâmplă cu ruda sa. Șoferul a fost scos dintre fiarele mașinii de către localnici. Accidentul s-a produs la ieșirea din comuna Turcinești spre Târgu Jiu. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a dus cu mașina în șanț. Aici autoturismul a izbit un cap de pod și s-a răsturnat căzând pe plafon. Șoferul a rămas captiv înăuntrul mașinii, fiind scos de acolo de câțiva localnici. Eram în casă când am auzit salvarea trecând pe aici prin comună cu sirenele în funcțiune. La câteva secunde după am auzit o bubuitură și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva rău. El ieșise jumătate pe geamul mașinii, dar nu putea să iasă. Am sărit să îl ajut și a venit și vecinul de lângă mine și așa l-am pus lângă mașină pe iarbă. Apoi am făcut semne la mașină să oprească și să sune la 112, a spus un martor. Victima a fost preluată de un alt echipaj și a ajuns la spitalul din Târgu Jiu. Polițiștii fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.